Știe. Îngerul tău, hai, unde-i zăpada curată? Hai, mai fă unul. Mami, acolo e apă, nu umbla, te rog. Nu umbla, mama, acolo, că te uzi. Apura. Gheață pe aici, mă, mă! Și maică-ta asta numai la prostii vă învață. E, în copilăria mea, nu vreau să devin așa nostalgică, dar iernile erau într-adevăr înzăpezite. Sau poate că nici nu curățau prea bine trotuarele, habar n-am. Dar mi-aduc aminte că erau troiene și că zăpada odată ninsă se mai topea, nu știu, sfârșitul lui februarie, în martie, ceva de genul ăsta. Și că se făceau într-adevăr trotuare pe care să circuli, dar mormanele de zăpadă aveau peste un metru. Peste un metru. Și când ningea, ningea așa ca în povești, cu niște fulgi mari, și când îi dădea drumul la nins, băi, ningea până, nu știu, până când se așeza zăpada să fie așa cum trebuie. Hai, poți să te dai, că ai pantalon de schi. Păi, dar e suficientă zăpadă, uite câtă e. Hai, sus! Mami, ce cauți în trambulină cu zăpadă? Ia sari, ia vezi. Merge?
E grea, mama, tramvai. Au dat, au